Angajații din domeniul culturii de Raionul Soroca s-au întrunit astăzi în cadrul unei ședințe care a avut loc în incinta Palatului de Cultură. Aici, participanții au stabilit programul activităților, dar și modalitatea de desfășurare a acestora în contextul pandemiei. Șeful secției Cultură și Turism, Grigorie Bucătaru, a informat participanții despre desfășurarea festivalului concurs de romanță Anastasia Briciuc, ediția 6-a, dar și despre organizarea online a festivalului consacrat sărbătorilor de iarnă. Desigur, suntem într-o perioadă mai puțin benefică în legătură cu pandemia, dar secția Cultură totuși a hotărât de a organiza în data de 29 noiembrie festivalul de romanță Anastasia Briciuc la baștina doamnei Briciuc în satul Coseuți. Avem înregistrați circa 20 de concurenți din Raionul Soroca, Florești și Drochia. Sperăm că vom desfășura festivalul cu respectarea tuturor restricțiilor în Casa de Cultură din Coseuți, după cum am spus, și va mai spori, în primul rând, atenția față de acest gen de muzică, cum este genul de romanță. La acest seminar de astăzi noi le-am adus la cunoștință și regulamentul lucrătorilor din conducătorilor colectivilor, dar și ne pregătim și pentru organizarea sărbătorilor de iarnă care se apropie acum în luna decembrie. Nu cred că va fi organizat iarmarocul de Crăciun din motivul pandemiei, dar noi vom organiza acest festival online și o expoziție cât mai masivă în holul Palatului de Cultură, o expoziție a măștilor zoomorfe. Toți conducătorii au înțeles sarcina sau care este în fața lor de pregătire și desigur că îndemnul a fost de a fi cât mai activ pe rețele de socializare, în spațiu online, pentru că avem colective frumoase, avem specialiști buni și trebuie să ne acomodăm la situația impusă de pandemie de anul acesta. Fiecare colectiv o să transmită o înregistrare online a unui colind, a unui joc zoomorf și o urătură profesionistă, tradițională, care se vor încadra într-un termen de 10, timp de 10 minute. Și un juriu va aprecia, desigur, pentru a promova sărbătorile și tradițiile, obiceiurile de iarnă. Festivalul concurs de romanță Anastasia Briciuc, ediția 6, este organizat de secția Cultură și Turism Soroca. Festivalul va avea loc în data de 29 noiembrie, ora 11, în satul Coseuți. Potrivit participanților, din cauza pandemiei, mai multe activități și festivaluri preconizate în acest an au fost amânate. Seminarul de astăzi, care s-a desfășurat, a fost un reper pentru noi în perioada aceasta de pandemie, pentru că ne este foarte greu și noi să ne orientăm în situație, în activitatea noastră, pentru că foarte multe spectacole, teatrul trebuie să le desfășoare online. Chiar și festivalul care a fost preconizat, Rampa Nistreană, a fost ratat, a fost contramandat. Și festivalul de la Ungheni, festivalul național Vasile Alexandrie, a fost contramandat, ceea ce pentru noi a fost... Adică o durere, pentru că a fost o muncă asiduă de actorii noștri, de toți specialiștii de la secția de cultură, de la Casa de Cultură, care ne-au ajutat să ne pregătim. Dar sperăm să fie bine. Acum lucrăm la o piesă actuală de Alexandru Vampilov, 20 de minute cu îngerul. E o piesă actuală, e o piesă și o problemă care trebuie abordată anume pentru spectatorul nostru, pentru cetățeanul nostru, chiar dacă este o piesă rusă, că montăm noi și piese engleze și piese germane și italiene. Deci consider că tema o să-l afecteze pe spectator. Trecem printr-o perioadă cam grea, perioadă care ne-a afectat într-un fel și lucrul și activitatea noastră, dar noi totuși nu ne dăm bătuți, ne ținem de ce ținem
foarte mult la ceea ce facem, cu ceea ce ne ocupăm și iată, chiar zilele astea ne pregătim de festivalul de romanță Anastasia Berciuc, unde participăm și noi cu un solist al ansamblului. Și cu mare drag ne pregătim și cu mare drag vom lua parte la acest festival. După festivalul de romanță vine festivalul Sărbătorilor de Iarnă, care îl așteptăm cu mare drag, unde participăm cu multe colinde, cu multe cântece dedicate acestor sărbători, unde participăm cu măști zoomorfe, dansuri frumoase zoomorfe și sperăm că cu aceste tradiții și cu aceste participări noastre să alungăm și bolile din jurul nostru, să nu se lipească nimic de noi. În cadrul ședinței de astăzi, conducătorii artistici au fost îndemnați să promoveze activitățile planificate în mediul online pentru a fi cât mai accesibile pentru public.